ați venit. V-am găsit. Vă rog să ne adevărată primăvară ne faceți, așa e? Va veni și primăvara, mai ca primăvara. Costumul și trăbdelul și tot. Dați-mi voi și... Bună ziua și bine ați venit! Ne face o deosebită plăcere ca astăzi, aici, la Pipiric, să avem un eveniment deosebit. Un eveniment care ne amintește că avem înaintaș demn și este o bucurie și o onoare în același timp, fiindcă Festivalul Zilele Creangă a ajuns la origini, a ajuns în comuna noastră. Pentru început, am să-l rog pe Părintele Bistricianu, fiindcă orice lucru bun trebuie să înceapă cu o rugăciune și de aceea, Părinte, o să vă rugăm să ne o să rostim cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumim! O să stăm aici doar câteva minute, ca o primire oficială, să-i spunem, și în același timp să ne cunoaștem mai bine. Și am să rog să vină lângă mine doamna Corbuța Caia, în calitate de organizator al festivalului, și doamna Claudia Balaban, pentru a ne-i prezenta oaspeții care ne-au trecut pragul astăzi. Un colț de rai și l-a aruncat aici și dumneavoastră l-ați denumit Pipiric. A rupt colțul de rai cu tot cu copii, cu îngerii care sunt în comuna Pipiric, cu tot cu sfinții care ar putea fi profesorii care trudesc pentru acești copii și părinții lor. Am emoții deosebite, mai ales că doamna profesoara mea de limba română, care m-a învățat să scriu corect și căruia îi datorez recunoștință și iubire, doamna profesoară, poftiți, ridicați-vă, dacă să vă văd oaspeții noștri din Basarabia, Lorita Arsenie. Plecăciune în fața dumneavoastră și a tuturor celor de la Pipiric, care se ocupă de cultură, de educație, de religie. Să rămână, Părinte dragi. Așa, am venit cu mari emoții pentru că sufletul meu este plin de Pipiric. Stau la Târgu Neamț, bine că nu mă aud cei de la Târgu Neamț, nu vreau să îndeamă pe aici. Deci stau la Târgu Neamț, dar sufletul și mintea mea este la Pipiric. Mă iertați că mă lungesc pe leaca la vorbă ca să vă spun că și Părintele Teoptis este tot fiul comunei Pipiric. Este traducător de limba rusă și de limba slavă. Dumnezeu l-a trimis să studieze la Academia Teologică de la Moscova, tot datorită școlii din Pipiric, datorită școlii din Stânca. A făcut limba rusă cu domnul Tișe Ionescu, cu domnul Tibir Ionescu și i-a ajutat foarte mult. Așa a reușit la examene în viață. Eu nu mai zic, dacă Dumnezeu mi-a dat o picătură de talent și dacă a fost cultivat de profesorii mei aici la Pipiric, în continuare la Târgu Neamț și apoi la Iași, aduc mulțumirea celor care m-au pornit pe drumul culturii și al credinței. Astăzi mare bucurie avem aici,
Festivalul Zilele Creangă a început la Chișinău. Eu am fost cu un grup de scriitori la Chișinău. După aceea a continuat la Iași. La Iași am fost primiți din Înaltea Sfințitul Metropolit Teofan. Și cred că mai mult de o oră, câteva ceasuri a stat de vorbă cu noi și parcă a pus la cale reîntregirea țării. Parcă ne-a zidit pe fiecare dintre noi să facem pași, sigur, spre acest lucru. Că mă întreb, cum să celebrăm, aud și la televizor, celebrarea centenarului. Cum să-l celebrez centenarul României Mari fără Basarabia acasă? Nu știu, nu pot să înțeleg și fără alte teritorii, celelalte teritorii care ni s-au luat. Și, deci, venind la Târgu Neamț, am avut două zile la Târgu Neamț, a fost minunat, copiii tot la fel ne-au încântat și, și ceilalți scriitori și profesori. Acolo la picnic, dacă ne trimiteți acasă, mai plecăm, dacă nu, nu. O să vedeți că o să stăm foarte mult. Da. Mă bucur în primul rând că domnul primar este aici ca o lumină, pentru că este un om de cultură, asta apreciez foarte mult, și un om de mare caracter. De caracter frumos, cum zice Spiridon Vanghele. Dacă ai caracter frumos, înseamnă că ești om. Așa spunem și domnului primar și ne bucurăm de primirea dumneavoastră. Nu mai zic de doamne, deci sunteți parteneri, primăria Comunei Pipiric, cu școala, cu liceul Ion Creangă Pipiric, prin doamnele director Elisabeta Gramadă și Nadia Sângeap, parohia Pipiric 2, cu părintele Mihai Bisticianu, parohia Sfântul Neculai, parohia Catedrala Munților cu părintele Vasile Sandu. Și dumneavoastră toți ne sunteți parteneri în acest festival. Vreau să vedem și aici că Ion Creangă este viu, trăiește printre noi, prin acești copii minunați. Și copiii sunt cei mai strănepoți Creangă. Ei sunt cei care știu și trăiesc prin personajele lui Ion Creangă. Vă prezint pe doamna Claudia Balaban, cea mai vinovată de tot festivalul. Ea este ctitorul acestui festival. Să prezinte dumneaei oaspeții din Basarabia. Este director general al Bibliotecii pentru Copii Ion Creangă din Chișinău. Foarte mult. Stimate domnul primar, părinte, stimați profesori, dragi copii, eu am avut un vis, cred că din copilărie, să ajung la Pipiric. Să ajung la mormântul lui David Creangă. Și anul trecut, când am ajuns la acel cimitir, care, vă zic, am fost în peste 30 de țări și întotdeauna mă strădui să mă duc la o biserică și la un cimitir, dar atât de mult mi-a plăcut cimitirul dumneavoastră, parcă aveți acolo îngeri și nu pruci, mai ales seara când te uiți în acel cimitir. Dar când am ajuns la mormântul lui David Creangă, m-am cutremurat, fiindcă mi-a fost împlinit. Să vorbim de festivalul Creangă, care anul ăsta a ajuns la cea de-a a 8-a ediție. E puțin numai să vorbești de festival, fiindcă în toți acești ani am vorbit de opera, de creația lui Ion Creangă, creație care e nemuritoare, creație care devine din ce în ce an, îmi pare, mai actuală. Și din punct de vedere educațional și, de ce nu, chiar și din punct de vedere politic. Fiindcă Ion Creangă, în fiecare poveste, în fiecare povestire, ne dă o înțelepciune, un învățământ. Nu mai vorbim că dacă n-ar fi fost Ion Creangă, n-am fi avut noi copilărie, n-aș fi avut voi copilărie și n-aș fi avut copilărie încă zeci și zeci de generații de copii. Mai sunt sceptici care zic că mai e nevoie de Creangă astăzi. Voi ce ziceți, copii? E nevoie sau nu? Da.
Așa zic și eu. Nu știu ce ne-am face fără creangă. Eu sunt mândră că conduc o bibliotecă, patronul spiritual al cărei este Ion Creangă. Atunci când am renovat biblioteca, desigur ne-am făcut un hol, o poveste, o poveste încărcată cu eroi poveștilor lui Ion Creangă și mă bucur de asta că, într-adevăr, oricine intră acum în bibliotecă, imediat începe acolo. E soacră, dincolo e fata babii, dincolo e fata mășneagului, recunoaște eroi, înseamnă că cunosc și poveștile lui Ion Creangă. Dar să nu lungesc vorba, ați vrea, într-adevăr, să-i prezint pe cei care au venit împreună cu noi ca să sărbătorim acest festival, să sărbătorim pe Ion Creangă, să sărbătorim anul acesta, într-adevăr, Marea Unire, fiindcă noi Marea Unire cu doamna Olguță cred că am făcut-o de mult, după anii 90, fiindcă zeci de copii au venit și din Târgu Neamț la noi și din mai mulți din Basarabia la Târgu Neamț. Venind cu copiii ăștia, facem un pelerinaj, în primul rând, pe la mănăstiri, fiindcă noi, cei din partea stângă a Prutului, nu prea am avut mănăstiri și biserici până în anii 90, de-abia acum le avem, de-abia acum ne bucurăm și noi și de biserici și de mănăstiri frumoase. Așa că voi sunteți niște fericiți. Sunteți niște copii care aveți totul la îndemână. Rămâne numai ca să învățăm și să ne bucurăm de ceea ce avem. Deci eu o să încep aici de la un capăt. Poeta Claudia Partore, diplomata Presiunei Internaționale al Cărții pentru Copii și Tineret, pentru volumul Domniță Păstorică, o păstoriță, a fost inclusă în lista celor mai buni scriitori pentru copii și tineret din lume. Acolo am pe doamna Svetlana Sârbu, Radio Moldova, cel care a stat la începutul acestui festival. Alături am doi scriitori dragi sufletului meu, Aurean Silvestru, care l-a fiu pentru volumul Părinte de Succes în Mexic, a fost inclus în lista celor mai buni scriitori pentru copii și tineret. Iulian Filip, care pentru o carte Rochița Lele, și se numește, să rugați, dragi copii, să vă spui asta, aceasta. Asta băieți înțeleg ce înseamnă Rochița Lele. Să vă spui neapărat această poezie. A fost inclusă dumneavoastră în lista celor mai buni scriitori pentru copii și tineret. Și mă bucur că, într-adevăr, anume acești scriitori sunt întotdeauna alături de noi. Alături de noi ne închinăm și promovăm creația lui Ion Creangă. Poetul și scriitorul Constantin Drăgomir, care conduce la Biblioteca Națională pentru Copii Olimpia Cancenacu Conștiință Națională, și vreau să vă zic că când am început noi acest cenacul, conducerea de pe atunci care era comunistă ne-a întrebat, dar trebuie de văzut ce faceți voi la acel cenacul Conștiință Națională. Le dădea lor în gând, puteam noi să mai spunem ceva acolo, celor lor nu le-ar fi plăcut. Doamna Larisa Silvestru, de Gigel Berliba, care astăzi a primit premiul Ion Creangă, pentru la noi la festival întotdeauna ne străduim totuși cumva să menționăm acei oameni care ajută la promovarea operei lui Creangă și nu neapărat să fie scriitor. Fie că poate să fie pictor, fie că poate să fie profesor, orice cine care contribuie la promovarea creației lui Ion Creangă. Liviu. Muzeograful de la Iași, care a fost de la început la fel împreună cu noi, începând de la Iași. De la Muzeul Literaturii Române din Iași. Asta ați vrut să vă spun, aștept... Mulțumim tare! Vreau să vă mulțumesc primăriei, Piperic, să mă puresc școlii, liceului, Ion Creangă din Piperic, care întotdeauna ne încântă cu acești copii frumoși, cu acești copii minunați care, într-adevăr, înțeleg ce înseamnă poveștile lui Ion Creangă. Vă mulțumesc! Mulțumim tare!
primară eu n-am terminat, încă am încă ceva, o diplomă pentru dumneavoastră și programul festivalului. Mulțumim, unde tare, sunteți misionați dumneavoastră și eu știu ceva dulce din Republica Moldova. Mulțumim. Am să continui eu prezentările, fiindcă lângă oaspeții de seamă avem și aici oameni care au făcut ca Pitirigul să existe din punct de vedere cultural dintotdeauna. Doamna Olguța Caia a uitat să menționeze că este fiica satului și ne place și nouă de fiecare dată când dumnea ei spune că Pipirigul este locul care, de unde a plecat și a reușit. De aceea, de fiecare dată este primită cu drag aici la noi, la Pipirig. Am să continui prezentările. Părintele Mihai Bistriceanu, așa cum am spus și mai devreme, o să ajungem la parohie, la parohia numărul, la parohia 2, și acolo părintele, care se îngrijește și de muzeu, și de locul unde este mormântul lui David Creangă, o să ne spună mai multe lucruri. Alături de noi, domnul viceprimar Dan Doanu, domnul administrator Gabriel Ovațile, doamna secretar care s-a dus mai în spate un pic, Ana Rușcanu, doamna Iorguța, doamna Mihaela Sandu de la Asistența Socială, domnul Viorel Grămadă, șeful Poliției Locale. Suntem în siguranță atunci. De fiecare dată. Domnul profesor Bulai Dumitru, profesor de la noi, la Liceul Tehnologic Dumitran de Pipiric. Domnul profesor Mihai Arsene, cel care a fost foarte mult timp director de cămin cultural și director al școlii. Și așa cum menționa și doamna Olguța, avem aici, lângă noi, două distinse doamne, profesoare de limba și literatura română, cele care au, o să vă spună și dumnealor când o să ajungem la muzeul lui David Creangă, cele care au depus eforturi enorme pentru ca muzeul lui David Creangă să existe aici, în comuna noastră. Dumnealor, acolo, atunci când vom ajunge, o să vedeți că vă vor încânta cu lucrurile pe care le-au făcut. Așadar, doamna profesoară Arsene, mergem mai departe. Le-ați menționat și dumneavoastră, doamnele directoare de la Liceul Tehnologic Ion Creangă Pitiric, doamna directoare Sângeac Nadia Mihaela și doamna directoare Madeleine. Sigur, alături de noi, copiii de la Liceul Tehnologic Ion Creangă Pitiric, o parte dintre copiii de la Liceul Tehnologic Ion Creangă Pitiric, îi vedeți cât de frumos sunt îmbrăcați în portul național. Vreau să vă prezint câteva lucruri care ne-au determinat și care ne fac pe noi cei de-a Pitiric să fim foarte mândri. Așa cum s-a spus mai devreme, într-adevăr, poate că anul acesta bucuria este mult mai mare. Și este mult mai mare fiindcă noi ne-am întâlnit și anii anteriori și a fost o plăcere și credem că a fost o reușită de fiecare dată atunci când ați venit în comuna noastră. Anul acesta, dat fiind faptul că este și anul centenarului și cu toții știm cu câtă dragoste și cu câtă dăruire în anii anteriori invitații noștri de astăzi au mers și au promovat această iubire dintre cele două nații. Suntem, da, la început, de fapt o singură nație, suntem la început de martie și dacă ne amintim acum 100 de ani, undeva spre sfârșitul lui martie, da, pe 27 martie, când Basarabia se unește cu patria mamă. Astăzi este un moment special. Este acest moment în care noi ne amintim de Creangă, de cel care
a făcut ca pipiricul să pătrundă și să rămână în conștiința tuturor românilor și în conștiința lumii întregi. Cu toții ne amintim de episodul acela din amintiri din copilărie, în care, de la sfârșitul părții întâi, pentru cei care ne-am aplicat asupra operei lui Creangă, în care el vorbește despre locurile acestea, despre pipiric. Probabil că și elevii, fiindcă și noi le cerem de fiecare dată, își amintesc, fragmentelul începe, sau partea aceea finală, cu discuția aceea dintre Ștefan și Smaranda despre educația, despre nevoia de a-l trimite pe Nică la școală. Și vă spuneți pe Creangă acolo, ca să nu, după ce s-au bălăvănit, da, cu acel regionalism, tata și mama, din pricina mea, vine celălalt fragment în care las-mă-i Ștefane și Smărânducă, nu vă mai îngrijiți atâta. Cazi este duminică, mâine luni și zile târg, iar marți vom ajunge cu sănătate, am să iau nepotul cu mine și am să-l duc la Broșteni cu nepotul meu, la profesorul Nicolae Nanu de la școala lui Baloș și ați vedea voi ce o scoate el din el. Fragmentul acesta practic face trecerea la locurile și la ceea ce înseamnă pipiricul, fiindcă acolo se menționează, vorbele acestea sunt ale lui David Creangă din Pipiric. În paginile următoare, Creangă vorbește despre locurile noastre. Vorbește, pe de o parte, despre celelalte, despre Potnărel, menționează acolo despre Boampere, despre Pluton, despre Boboiești, și mai face o bucă literară în care vorbește de originea noastră, a pipirigenilor. Se menționează acolo că și străbunii noștri vin din Ardeal și se face și mențiunea cu Ciubuc Clopotaru, bunicul Mâneta Smarandă, îi spune, spune David Creangă acolo. Ori, iată că toate aceste indicii pe care noi le descoperim în amintiri din copilărie, venim după aceea și le transpunem în lucrurile care s-au petrecut în realitate. Cu toții știm, și noi le spunem copiilor, că amintiri din copilărie este o operă literară, este o operă de ficțiune. Dar lângă opera aceasta de ficțiune profund originală, venim cu acel fragment de autobiografie, care, iarăși știți că, da, el a fost descoperit undeva prin 1890 la Boșteu. Și acolo vine Creangă, biograful, cel care ne face iarăși trimitere și ne povestește despre lucrurile care s-au petrecut în realitate. Așadar, plecând de la operă, împletim ficțiunea cu elementele de autobiografie a lui Creangă. Și ajungem la pipiric și ne ducem la lucrurile care țin de biografie și apar în documentele pe care noi le-am găsit și pe care le-am aprofundat, să spunem, le-am parcurs. Atunci când se vorbește de această origine ardelenească, se invocă strămoșii lui. Trebuie să spunem că pipiricul, această comună frumoasă de care noi suntem mândri și care are atâtea lucruri, atâtea priveliști minunate și atâția oameni destoinici și gospodari, prima mențiune apare mult mai devreme, undeva pe la 1437, este prima mențiune documentară a pipiricului, apare într-un act de danie făcut de către mănăstirea Neamț, prin care se stabilește hotarul Moșiei Munții. Acest hotar, care trece pe la gura pipiricului, așa cum se menționează în document, este întâlnit apoi de către domnitori, atât de Alexandru Voievod, 20 de ani mai târziu, în 1945,
După aceea, pe Ștefan cel Mare, chiar apoi, odată cu apariția mănăstirii Secu, se împarte, practic, moșia între cele două mănăstiri, între mănăstirea Neamț și mănăstirea Secu, de către apa Pătirigului, către Ozana, cea frumos lucrătoare, așa cum o cunoaștem noi. Iar toate aceste lucruri care țin de, istoricul comunei, știm cu toții că aici, așa cum au menționat străbunii noștri, sunt cei care au venit și au populat mult mai mult comuna față de cele câteva case care erau. Și aflăm din câteva încercări de monografii care s-au scris despre Pătirig că primul strămoș la care face referire, care a venit din Ardeal, este acel Ștefan Creangă Bârsanu, un strămoș al lui David Creangă, venit undeva din Ardeal, din cauza papistășiei, se spune acolo, adică încercării de trecere la catolicism. Undeva lucrul acesta se întâmplă pe la începutul secolului al XVIII-lea, fiindcă în documentul pe care îl avem, acea cartografie de prin 1772-73, aflăm deja că în Pătirig sunt vreo 38 de familii cu 38 de birnici, cap de gospodărie, neincluzându-se acolo celelalte familii care nu plăteau birul. Așadar, din toate aceste documente aflăm că acest Ștefan Creangă Bârsanu este cumva strămoșul care vine din Ardeal aici, la noi, în Pătirig. El, tot în acel arbore genealogic pe care unul dintre cercetători încearcă să-l facă asupra familiei Creangă, vorbește apoi despre Mihai Creangă, de Ion Creangă, tatăl lui David Creangă. Și ajungem la David Creangă, cel pe care, despre care am auzit și pe care atât de frumos cu această imagine îi conturează portretul în acest. David Creangă se naște în Pătirig undeva pe la 1796. Se căsătorește cu Smarand, cu Anastasia, Anastasia, așa cum o cunoaștem din noi de la Mântiri, născută prin 1799 în Cătunul Bogoiești. Fică a lui Ion Lucu Baboi, cel care venise tot așa de prin Sadova Câmpul Lungului în partea cealaltă. Astfel încât avem aici, la Pătirig, această onomastică diversă, fiindcă din cei care și-au luat, cei din David Creangă, familiile din David Creangă și-au spus familia David, cei din Coman Creangă și-au pus și au luat numele de Coman, familie de, familia de Coman, la Bogoiești, cel din Ion Lupu Baboi și Vasile Lupu Baboi, și acolo au fost foarte multe aprecieri la cei doi vestiți frați Baboi care au venit și care au întemeiat satul Bogoiești, astfel încât Pătirigul începe să devină un sat cu totul aparte. Și David Creangă, cel pe care noi îl cunoaștem din amintiri, și care, prin această mențiune din amintiri, face ca Pătirigul să pătrundă, așa cum a spus, în conștiința, neamului nostru. Ajungem, David Creangă are mai mulți copii, printre care și pe Smaranda, cea pe care, cu toții, o al cărei chip îl avem zugrăvit în amintiri. Ea se căsătorește cu Ștefan a Petrei Ciubotaru, a lui Petrea Ciubotaru, fiindcă de fiecare dată se face uneori această confuzie, dar era fiul lui Petrea Ciubotaru. Din ceea ce știm și din ceea ce ni se spune, undeva în luna ianuarie 1835, iar
Doi ani mai târziu se naște, la 1 martie, Ion Creangă, care face, și spuneau doamnele mai devreme, că este, spunem noi, încă este citit astăzi și vă rog să mă credeți că este citit astăzi, și se spune că este scriitorul și de bună dreptate este scriitorul cel mai tradus în general. De aceea, originea aceasta a noastră și legătura cu Creangă este una care ne face pe noi, cei de la Piperic, să trebuiască, este o datorie a noastră de a, respecta înaintașii. Lumea aceasta pe care Creangă o înfățișează trăiește și astăzi în comunitatea noastră. Ați menționat mai devreme și dacă ne uităm, avem copiii aceștia cu care noi ne mândrim și care sunt parcă desprinși din opera lui Creangă. De asemenea, o să vă spun o întâmplare mai, să spunem, petrecută acum zilele acestea. Suntem cumva într-o perioadă de iarnă, o perioadă grea. Și cred că și dincolo de Prut, perioada a fost un ger, decrăpau lemnele, cum spune Ion Creangă atunci când face traseul acesta de la Humulești la Piperic. Noi, cei de la primărie, ne-am întâlnit luni dimineața, la prima oră, împreună cu părintele, împreună cu poliția locală, împreună cu domnii directori de la școală, cu domnile directoare de la școală, cu cei de la Ocolul Silvic, de la poliție, și ne-am organizat pentru a ajuta pe toți cei din comunitatea noastră în această perioadă foarte grea. Am stabilit acolo, am identificat pe acei oameni care depășesc mai greu acest moment, pe acei bătrâni, pe acei oameni bolnavi și pe tot parcursul săptămânii am căutat de fiecare dată să fim alături de ei. Și ne-am dus. Fie că a fost nevoie să li se facă urme, fie că am pus oamenii de la noi să le taie lemne și să le ducă cu ajutorul celor de la Ocolul Silvic și le-am dus ca în poveștile acestea lui Creangă pentru a fi alături de ei. Și bucuria, de aceea fac legătura aceasta cu opera lui Creangă, fiindcă bucuria pe care am citit-o, pe chipul celor pe care i-am vizitat, era o bucurie enormă, o bucurie interioară, acel chip luminat al omului simplu de la țară, care care simte această legătură. Lucrurile acestea au contat cel mai mult pentru noi. Fie că a fost vorba, repet, de hrană, fie că a fost vorba de medicamente, că au venit în această perioadă, nu vă spunem ce bucurie am trăit noi când vezi acel om care în greutățile vieții lui și care a trecut peste multe greutăți, acum am reușit să-l ajutăm. De aceea, lumea aceasta a lui Creangă este o lume pe care trăiește astăzi. Și sigur că toate lucrurile acestea nu pot fi făcute într-o comunitate decât de toți cei care suntem aici. Și pe această cale chiar vreau să mulțumesc și bisericii, părintelui care de fiecare dată vine alături de noi. Să mulțumesc celor de la Ocolul Silvic, de la școală, cei de aici de la primărie care într-o comunitate, dacă sunt o adevărată familie, atunci comunitatea merge înainte. Și vă spunem că încercăm pe toate planurile să facem ca localitatea noastră, ca Pipiricul, are oameni de valoare și oameni care au pus de fiecare dată umărul la treabă. Facem să avem o comunitate de care suntem mândri. Vă mulțumesc tuturor că suntem la noi. O să mergem cu celelalte etape, să le spunem, ale programului de astăzi.
vom merge la biserica din centrul comunei, la catedrala munților, acolo unde părintele Vasile Sandu ne va aștepta. Vom merge la părintele Mihai Bistricianu, la parohia de la Popeni, cum îi spunem noi și părintele o să ne spună de unde este cu acest Popeni și de la Pop și de modul în care este întemeiată biserica de la Popeni, care este un monument istoric. Vom merge apoi la muzeu, acolo unde doamnele profesoare să mergem acum, să mergem la muzeu acum. O să mergem la muzeu, apoi la căminul cultural, unde împreună cu conducerea școlii și cu elevii noștri vom sta mai pendere. Comunitatea Pipirigeană este o sărbătoare, astăzi este o zi specială și noi suntem onorați să fim onorate, că suntem două profesoare, onorate să fim în proximitatea unor oameni de calitate, unor personalități culturale românești și suntem în același timp convinși că Pipirigul este leagănul moral care a dat materia de exprimare lui Ion Creangă, scriitorului. Pentru că de aici, de la Pipirig, a plecat Smaranda, mama scriitorului, la Humulești, după cum foarte bine știm, și a dus cu ea zestrea spirituală a oamenilor acestor locuri, pe care a dat o moștenire fiului mai mare, care mai târziu a valorificat-o cum nimeni n-a făcut-o în opere inegalabile, care au fost traduse în numeroase limbi și au făcut de mult ocolul pământului. Pentru noi sunt vii și benefice spiritele sau umbrele bunicilor dinspre mamă, e vorba din Anastasia și David Creangă, o ervestit cu care se mândrea și scriitorul, și pe ulițile satului au colindat pașii lui Nică în vizită la bunici, în vacanțe la bunici, atât iarna la colindat, la urat, cât și vara la hoinărit pe păduri, pe poienii și la scăldat în Ozana, cu Dumitru, fratele mai mic al mamei, și cu ceilalți tovarăși de copilărie, de joacă, pe care i-a, și i-a format aici. Când spunem Ozana, pentru că nu departe de locul unde ne aflăm noi curge Ozana, când spunem Ozana, toată lumea se gândește la locul descăldat al lui Ion Creangă, însă legătura lui Creangă cu Ozana este mult mai profundă, pentru că ambii au o bârșie, așa cum spunea și primarul, unde? În Boboiești, la poalele muntelui Hălăuca, nu? Că de acolo a plecat Anastasia, bunica dinspre mama. Muzeul cuprinde o mulțime de obiecte care vorbesc despre un stil de viață al oamenilor trăitori pe aceste meleaguri, chiar de pe vremea lui Creangă. Este a patra locație, a luat ființă în 2003, prin munca, strădania noastră de 40 de ani de activitate didactică, e vorba de doamna Lorica Arsene și de subsemnată, Arsenescu Georgeta mă numesc, și ajutați din punct de vedere logistic de domnul director al școlii de atunci, domnul Mihai Arsene, și de către ex-primarul Gheorghe Popa. Obiectele care s-au păstrat, care au mai rămas, pentru că au fost obiectele ținute în diferite locații, în locuri insalubri, prin podul căminului cultural, prin dulapurile de la școală, de multe ori am fost nevoiți să ne mutăm dintr-o locație în alta. Cele care au rămas și nu le-au mâncat molile și nu le-au roscat, exact, sunt expuse.